Salut! Hai să lucrăm acum. Am lucrat ultima dată criteriul majorării la firme. Acum voi vrea să calculez tot criteriul majorării, dar alte tipuri de firme. Și anume, să zicem, deci avem întâi următoarea proprietate, să zicem așa. Că dacă AN este mai mare egal decât BN și BN tinde la plus infinit, atunci AN tinde la plus infinit. Și a doua proprietate este că dacă AN este mai mic egal decât BN, BN tinde la minus infinit, atunci AN tinde și el la minus infinit. Este o continuare a criteriului majorării de data trecută. Având acestea în vedere, hai să calculăm, de exemplu, calculați limita șirului AN egal cu N la 3 plus N plus 1 supra N plus 1. N la 2 plus N plus 1 pe N plus 1. Când N tinde la infinit. Observăm că n la 2 plus n plus 1 supra n plus 1 se poate scrie ca n la 2 plus n supra n plus 1 plus 1 supra n plus 1, care e mai mare egal decât n plus 1 pe n plus 1. Acest șir tinde la plus infinit. Deci și an va tinde la plus infinit. BN. Hai să vedem altul. AN egal cu N factorial supra 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la N minus 1. Unde se încadrează acesta? 1 plus 2 plus 2 la 2 plus 2 la N minus 1 este mai mic decât 2 la n. Este chiar 2 la n minus 1. Și atunci an este mai mare decât n factorial pe 2 la n. Dar n factorial pe 2 la n tinde la infinit. De ce tinde la infinit? Păi dacă avem două șiruri care tind la infinit, aplicăm criteriul lui Stolz-Cesara pentru raportul său. Deci avem caz exceptat infinit pe infinit. Aplicând criteriul lui Stolz-Cesara, avem că limita noastră n factorial pe 2 la n este egală și cu n plus 1 factorial minus n factorial supra 2 la n plus 1 minus 2 la n. Care egală cu limită din n ori n factorial pe 2 la n. Dar asta este egală cu limită din n factorial pe 2 la n. Da, adică, cu alte cuvinte, limită din an egal cu limită din n ori an. Și atunci, atunci avem că limita din AN minus limita din N ori AN egal cu 0. De unde rezultă că limita din n 1 minus n ori an este 0. Sau, mă rog, n minus 1 ori an este 0. Atunci, nu știu ce să zic despre această inegalitate, sincer.
N factorial pe 2 la N, mie mi se părea că tinde la infinit, dar criteriul folosit e absolut dezastruos. Nu-i bun, nu-i bun. Trebuie folosit pentru acest șir un alt criteriu. Deci pentru N factorial pe 2 la N, noi ce vrem să facem? Să demonstrăm că acesta este infinit, da? Cum am putea face asta? Folosim criteriul raportului sau radicalului. Limită din radical de ordin n din a n este egal cu limită din a n plus 1 pe a n. Sau putem folosi criteriul chiar al raportului. Deci dacă limită din a n plus 1 pe a n este mai mare decât 1, atunci limită din a n este infinit. Așa. Să vedem mai departe. Păi să vedem cum se comportă șirul a n în raport cu a n plus 1. Păi cine este a n plus 1 și pe cât este a n plus 1 pe a n? A n plus 1 pe a n este egal cu n plus 1 factorial pe 2 la n plus 1 supra n factorial pe 2 la n, care este egal cu n plus 1 supra 2. Evident că limita și acestui ieșir este mai tinde la infinit, deci a n plus 1 pe a n tinde la infinit. De unde rezultă că limita de a n este egal cu infinit. Bun. Să vedem alt criteriu. Problema 3. Sumă de... Deci să vedem pentru a n egal cu 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din 3 plus 1 pe radical din n. Ce fel de șir este acesta? Pentru aceasta vreau să fac o mică șmecherie. 1 pe radical din... Nu. Radical din k plus 1 minus radical din k se poate scrie și ca 1 pe radical din k plus 1 plus radical din k, care este mai mic decât 1 pe 2 radical din k și mai mare decât 1 pe 2 radical din k plus 1. Când rezultă că 1 supra radical din k mai mare decât 2 mai mare decât ăsta, radical din k plus 1 minus radical din k. Supra 2. Ori 2. Așa. Deci, acest șir este mai mare decât 1 plus 2 ori radical din 2. 2 ori radical din 3 minus radical din 2. Plus puncte, puncte, 2 ori radical din n plus 1 minus radical din n. Care este egal cu 1 plus 2 radical din n plus 1 minus radical din 2. Atât a rămas, da? E acest șir tinde la infinit. Da, și atunci și șirul AN va tinde la infinit. V-aș da o mică temă de cercetare, să zicem așa, în care studiind ce se întâmplă cu radical de ordin 3
din K plus 1 minus radical de ordin 3 din K, care e egal cu 1 supra radical de ordin 3 din K la 2 plus radical de ordin 3 din K ori K plus 1 plus radical de ordin 3 din K plus 1 la 2. Să mă inventați dumneavoastră un șir BN ceva asemănător cu șirul de dinainte, 1 pe 1 plus 1 pe radical din 2 plus 1 pe radical din N. Ceva de genul ăsta. Cam acestea ar fi cele câteva exemple concludente pentru criteriul majorării. Vă mai dau temă, dacă doriți, și putem discuta și pe forum. Să calculați limita șirului. 1 plus 1 pe n, limita din a n, când n tinde la infinit din a n, egal cu 1 plus 1 pe n, 1 plus 2 pe n, ori 1 plus n pe n. Așa, și 2. A n egal cu radical de ordin n, din 1 la n plus 2 la n, plus puncte, puncte, plus n la n. Și 3. A n egal cu 1 plus 1 pe lângă 1 plus 2 pe lângă 1 plus n, totul supra radical de ordin n din n factorial. Spor la treabă și numai bine să auzim.